sunt puse în față și Lucia, invitata mea de astăzi, spunea că da, uneori trebuie așa să ne mai încerci un pic să vedem, suntem noi oare pregătiți într-adevăr pentru asta sau nu. Salut, doamna doctor Lucia Găriuc! Mă rog, bună, bună! O să fim la Pertuc, am mai fost și la consultații și la filmări, noi Da. suntem tare bine, deja o Cu să... mare drag. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Adevărul e că noi am avut niște provocări ca să intrăm în live-ul ăsta, dar nu povestim chiar despre toate detaliile. Principalul că, știi cum, principalul că le-am trecut cu desăvârșire, suntem prezenți. Într-adevăr, suntem bine, ne auzim. Doamna doctor, o să ia și niște întrebări, dacă voi le scrieți în comentarii, pe cât posibil, da? O să încercăm să vedem cât va ține în competență să le răspundeți online, exact? Da. Zic eu. Dragilor, noi vorbim astăzi despre o conferință care se întâmplă pe 8 și 9 mai, adică foarte și foarte curând, acum în weekend. Așa, stai. Deci, la mine. Așa. Ne auzim? Da. A înghețat un pic imaginea, dar văd că Oh. merge. Eu Te verific, văd, te văd. concomitent pe Facebook să văd dacă este și văd că merge. Deci, vorbim despre o conferință, Rocket Conference 2020, ediția căreia din acest an se ține exclusiv online și care va avea mai mulți speakeri, printre care și doamna doctor Gariuc. Cum ați primit invitația să vorbiți la conferință? Hai să pornim la asta. A fost pentru mine, sigur, așa mai puțin mai neașteptat, fiindcă sunt obișnuită, desigur, cu conferințe medicale mai mult. Cred că e mai ceva mai deosebit. Nu e domeniul meu, dar faptul că au introdus totuși partea asta medicală, să spunem, la Rocket, având în vedere ceea ce se întâmplă acum cu COVID-ul, în care la mult m-a bucurat, fiindcă o să fie și pentru mine foarte informativ să interacționez și cum să văd, să cunosc și eu alți speakeri, și să înțeleg și ideologia lor în perioada asta de criză în alte domenii. Iar, adică mă bucur foarte mult că au avut careva încredere să-mi propună să o fac și eu, adică din partea Moldovei, să-mi spun părerea ca medic și în careva mod poate să dau un mesaj care ar putea ajuta publicul sau cei care ne vor viziona. Despre ce să vorbiți mai exact în situația pandemică globală? Ce mesaj va aduce un medic orele la o conferință IT? Știi, Nadia, din start, nici nu m-am gândit prea mult la denumirea temei, fiindcă până la urmă așa și-a numit-o că de ce ar trebui să avem încredere în sănătatea noastră, Așa. fiindcă tu fiind și tu cu familia ta pacienți ai mei, cred că știi de ce am o abordare așa mai filozofică față de ce este omul. Respectiv, pentru mine este foarte important ca oamenii să înțeleagă că ar trebui să atragă atenția la sănătatea lor și nu la bolile lor. Respectiv, acum, în situația asta de criză care o avem cu COVID, ce este important pentru mine ca medic, să transmit un mesaj sau în careva mod să-i fac pe oameni să înțeleagă în ce mod și cât de important este să ai grijă de sănătatea ta și, iarăși, să nu te axezi pe boli, pe criză, pe probleme, da? Și cred că o să înțelegeți în momentul când o să fac prezentarea, deja nu o să spun chiar toate cele, dar în careva mod mesajul care o să-l transmit, sper să fie înțeles corect, în orice caz eu o să mă strădui pentru asta, și o să fie așa mai global și în careva mod puțin medical, puțin filozofic, puțin de toate cele, respectiv o să discut de careva măsuri. Dar la general așa o să fie o introducere în viziunea mea asupra sănătății omului și cum văd eu sănătatea omului în situația mai ales a careva crize, da? Ce e legat de iarăși, cum avem acum, pandemia asta globală, dacă așa să o numim. Și cam despre asta. Sper să fie interesant. Și pentru mine a fost interesant să o fac, îți spun de una. A fost o provocare, nu? Adică pentru mine nu pot să le numesc provocări, ador ceea ce fac, îmi place foarte mult să redau în careva mod și să studiez medicina, să studiez nu doar medicina și dacă pot reda informația asta în careva mod interesant, adică pentru mine poate e o provocare, știi,
să încerc să redau informația cât mai interesant posibil și cât mai ușor. Da? Fiindcă mie îmi place o frază de-a lui Albert Einstein, care spunea că dacă nu poți explica un lucru ușor, înseamnă că nu-l înțelegi pe deplin. Și dacă sincer merg după metodologia asta, să încerc să explic oamenilor foarte ușor, fie că sunt din medicină, fie că nu sunt din medicină, fie că e public larg. Adică nu contează, știi? Vreau să fie cât mai ușor pe înțelese oamenilor ca să înțelegem toți. Da? Fiindcă eu nu știu care e părerea ta la asta sau la specialitatea ta. Pentru mine este foarte important când interacționez cu un specialist din alt domeniu să mi se spună alb pe negru, știi? Și câteodată spun, poate par proastă oameni buni, dar o să dăm de 100 de ori până înțeleg foarte clar, dar de ce e alb, de ce nu e negru și asta e, așa e mentalitatea mea. Profesorii spuneau în universitate, Lucia, e așa fiindcă e așa. Iar întrebarea mea era, dar de ce e anume așa? Adică chiar vreau să înțeleg. Știi, eram cam axată la capitolul ăsta. Deci tu ești de celuș toată viața. Da, sincer, din născare, adică tăticul meu, Dumnezeu să-l ierte, el tot era chirurg, urelist și bunelul de asemenea. Și, bine, ei deja erau obișnuiți cu mine, dar ajungeam la careva momente și etape, că efectiv, deci nu mai știau, adică, Lucia, gata, e așa și nu mai pune atâtea întrebări, e așa cum este și atât. Am înțeles. Activezi în perioada asta în continuare? N-ai luat o pauză? Da. Am luat o pauză pe vreo 10 zile, 2 săptămâni, fiindcă, dacă sincer, am mai mult lucru acum cu partea științifică a tezei mele de doctor. Și doar din punctul ăsta de vedere, că într-adevăr erau foarte puțini pacienți comparativ cu fluxul care l-aveam, știi cum, normal, înainte carantină, că toți s-au închis prin casă. Am încercat să fiu mai mult pe consultații online, adică măsura posibilităților să ajut cum puteam. Dar aveam nevoie și eu de timpul ăsta, că sincer chiar nu mă odihnisem foarte de mulți ani și m-am folosit și eu de timpul ăsta, știi, că mulți mă întrebau ce ați făcut, bine, în afară că am lucrat cu teza, dar a fost un timp foarte bun ca să analizez modul meu de viață, cum mă alimentez, cum îmi alimentez copilul, cum mă odihnesc, dacă dorm atât cât trebuie și am găsit foarte multe deficiențe la acest capitol care a trebuit să le corectez. Adică o să continui să le corectez, dar le-am corectat mai aprig în astea 2 săptămâni când am stat acasă, știi? Deci a fost utilă perioada, bine, pe lângă cu... Nu, vreau să spun că foarte utilă, adică chiar recomand la toți să găsească pozitiv în tot ceea ce se întâmplă. Slavă Domnului, nu este război, slavă Domnului, nu avem parte de tremure, de, eu nu știu, inundații și așa mai departe, de incendii. Adică nu pot să spun chiar atât de dramatic, dar e neplăcut. Îmi dau seama, chiar din punct de vedere economic, pentru toți noi a fost foarte neplăcut și este, continuă să fie. Dar ce să zic, adică e foarte relativă treaba asta. Eu cred că trebuie să luăm abordare așa, cât mai calmă. Deci nu șau absolut deloc, bine, șau temeiul, bineînțeles, fiecare poate fi îngrijorat, fiecare având familie, având copii, având părinți, mai cu seamă se îngrijorează în această perioadă, dar din punct de vedere a unui specialist, orele, concret, pe acest domeniu, putem să ne trăim viața normal, având dezinfectant și măști pe mai departe și precauția care ne este dictată din toate părțile? Da, Nadia, știi, bine, în primul rând, ca medicolist vreau să spun că, desigur, noi avem un contact absolut direct cu pacienții care se adresează cu simptomatica COVID. Adică, practic, pot să spun că suntem, nu știu, chiar din prima linie, pur ca particularitate, adică, știi, de specialitate. Și ce să zic, știi, eu analizam mult tema asta, adică mult m-am gândit la tot ceea ce se întâmplă. Pot să spun următoarele. Este o criză prin care nu trece pământul prima dată și nu o să treacă ultima dată. Adică da, în careva mod poate puțin tragic, poate fi ultima dată pentru cineva. Pentru cel care va suferi de asta și nu de Doamne, va avea un sfârșit nu foarte plăcut. Dar că chiar discutam și cu colegul meu din Franța ieri, că am avut un live cu unul din medici anesteziologi și reanimatologi din Grenoble, care e responsabil pe serviciul anesteziologie acolo, în Scal. Și discutam la tema asta, că vorbeam cu ei, de exemplu, au avut o rată de deces foarte scăzută. Chiar, practic, i-au restabilit pe toți cei care s-au dresat. Vârsta medie pacienți era peste 60 de ani și, desigur, toți erau cu patologii concomitente, adică cu careva boli.
O să fie virusul de genul ăsta? Au fost? Depinde cum trecem noi peste asta și ce învățătură luăm. Adică, e și normal că trebuie, și o să discut de asta în prezentare, e și normal că trebuie să menținem și să respectăm măsurile care sunt propuse. Eu nu cred că sunt niște măsuri ieșite din comun. Eu nu cred că sunt niște măsuri care, Doamne ferește, trebuie să ne punem mâine în cap să zicem vai, vai, ce chinuitor și cât de greu este să menții distanța. Da, cer scuze. Să menții distanța socială, care e o chestie normală pentru toată evoluția Pământului. Nu vorbim acum doar de COVID. Eu mereu am menținut distanța socială cu cei din jurul meu și mi se pare normal, doar în momentul când trebuie să mă apropii de pacient și trebuie să o fac fiindcă are nevoie de mine. Dar în rest, adică eu cred că e o chestie normală. Același lucru cu dezinfectantul, adică cu spălatul pe mâini. Nadia, eu nu știu cum voi, dar eu copilul meu de mic copil vreau să spală, să ștele mâinile. E bine, câteodată nu știu mai spală, așa e. Dar e o chestie normală. Dacă nu e COVID, sunt paraziți. Dacă nu sunt paraziți, sunt fel de fel de bacterii care sunt milioane. Adică nu mi se par niște măsuri ieșite din comun. Acum, ce e legat de purtatul măștilor, care acum au introdus în majoritatea țărilor în locurile publice, bine, eu cred că asta o să dureze undeva vreun an, până trecem noi de acutizarea în toamnă, care la sigur o să fie, o să avem, cred eu, adică iarăși nu vreau să prezic nimic, că nu sunt prezicătoare, da, dar din ceea ce se întâmplă de obicei în, hai să zicem așa, în lumea, da, virusurilor, e și normal să aibă loc o acutizare în momentul când o să schimbăm puțin sezonul și va fi mai rece. Dar iarăși, adică eu sper cu mare drag că vom trece cu brio atunci, în momentul când o să avem, o să respectăm careva măsuri. Și statul acasă nu a fost fiindcă, Doamne ferește, o să ieșim afară și o să ne omoare virusul. A fost ca să nu se încarce spitalele și să reușească să ajute pacienții care au nevoie. Fiindcă, uite, o bună parte pacienții au stat acasă. Eu tot am monitorizat pacienți cu COVID care au stat acasă, adică ei nu s-au dus la spital, i-am tratat simptomatic. Dar cei care dau complicații, e și normal că au nevoie de intubație. E și normal că au nevoie de un medic reanimatolog. Dar pentru asta e nevoie de spațiu. Dacă spațiul este supraîncărcat, ce facem? Îi lăsăm pe coridoare să moară. Adică ideea era doar ca să știi cum să fie mai ușor sistemului medical să-i sprevească. Fiindcă nu prea, poate n-am fost noi atât de pregătiți ca sistem medical pentru așa ceva. Dar eu cred că după primăvară, și cu donațiile și cu investițiile guvernului, Ministerul Sănătății, etc., că nu vreau să intru în detalii la tema asta, dar eu cred că pentru toamnă oricum o să fim mai pregătiți. Iarăși, nu înseamnă că în toamnă trebuie să începem a alerga toți să ne pupăm unul cu altul. Adică oricum trebuie să menținem distanța asta. Asta e cel mai important. Și dacă e dat să purtăm măști, bine, o purtăm măști. Uite, acum apar de toate culorile. Eu am și beș, albastru, deja sunt foarte echipată, glumesc, dar adică e o chestie care, bine, o să purtăm o perioadă până populația globală în care va mod, va trece perioada asta și va face o careva imunizare sau se va liniști, știi cum, virusul în evoluția lui, cum și-au făcut multe altele până acum. Adică, iată, asta e pur părerea mea ca medic, în gândirea mea analitică, iarăși nu vreau să generalizez, fiindcă se întâmplă câteodată, știi, că mulți au că s-a spus așa, fie, it's just in my whole opinion, adică e doar ceea ce e părerea mea, știi cum, sinceră și simplă. Iată, cam așa văd eu situația acum la moment. Factorul psihologic, cât de mult influențează el și cât de mult poate să ne încline poziția noastră și a societății în general? Vreau să-ți spun că anume la asta și o să discut la prezentare. E anume punctul asupra căruia am atras atenția și o să fie puțin mai desfășurat, dar vreau să-ți spun că influențează cel mai tare. Adică e numărul unu. E numărul unu. Fiindcă noi, stresați, sau situațiile de stres care apar în jurul nostru, fie de faptul că ce am ascultat la televizor, de faptul ce am ascultat despre COVID, despre ce s-a întâmplat la serviciu, deci cum s-a purtat soțul, soția, copiii, mama, tata, nu contează. Deci un factor de stres. Stresul este bun o perioadă, adică noi mereu avem nevoie de stres. Dacă omul nu are stres, dacă organismul nu are stres, el nu evoluează. Adică asta e normal. Dar aici contează nivelul stresului și cât durează. Dacă trece o careva barieră permisibilă, iarăși îți spun fiecare individ, că suntem 7 miliarde, fiecare e diferit. Fiecare individ are nivelul lui de toleranță a stresului. În momentul când stresul trece careva, știi cum, careva limită a organismului, atunci se începe careva cascade inflamatorii. Și atât cascade inflamatorii, unii fac o grămadă de probleme. De ce? Se începe a sintetiza o grămadă de hormoni
care în serie declanșează careva reacții care pot duce la o scădere a imunității. Și ce pățim noi când scade imunitatea? Suntem super sensibili și labili la agenții patogeni din jur, inclusiv la orice muscă, la tuberculoză, adică eu aș spune că poate COVID-ul e foaie verde pe lângă tuberculoză, fiindcă ce e legat de bacteria tuberculozei e foarte agresivă, e tare greu de luptat cu ea, adică practic unii pacienți, foarte mulți din ei rămân invalizi pe viață, da? Adică pur ce e legat de sistemul respirator, COVID-ul, în nivelișul lui lipoproteie care îl are, îl destrugi cu alcool. Adică așa când să analizez careva chestii, nu pot să spun că mai tare mă sperie sau nu știu ce să zic. Adică e important noi să ne menținem statutul ăsta imunitar cât mai puternic posibil. Fiindcă cum am spus și, adică cum și urmează să am o parte în prezentare în care și mereu le spun la pacienții mei. Uite să înțelegeți un lucru. Nu că virusul e rău și COVID-ul e rău și micobacteria tuberculoza e rău și așa mai departe. El există pe acest pământ exact cum existăm și noi. Acum, depinde cât de tare o să le permitem noi să ne distrugă. Noi vrem să trăim pe pământ. Nu degeaba am fost trimiși Homo sapiens și avem o careva funcție pe acest pământ. De ce trebuie să facem? Să nu permitem să ni se, știi cum, să ni se scurteze existența pe acest pământ frumos. Dar asta depinde de noi, nu de ei. Să nu ne invadeze spațiu prea mult. Da, să nu le permitem, să nu le facem condiții pentru asta. Iată care e momentul. Adică, efectiv, asupra la asta trebuie să fim ocupați acum. Nu să învinuim sistemul, politica, 5G-ul, 7G-ul, vaccinul. Eu nu știu tot, adică teorii sunt o grămadă. Eu nu vreau să mă dau în detalii. Sincer îți spun că, știi care e problema? Că aici când mă întreb, dar în ce credeți? E treaba mea în ce cred. Eu cred în unul bun Dumnezeu. Și cred într-un lucru, că ceea ce ni s-a dat acum e meritat pentru toată lumea, deoarece noi singuri ne-am meritat toată treaba asta. Pentru mine sănătatea este, știi așa, dacă ai luat un cerculeț care vine interacționat cu trei alte cerculețe. Cele trei cerculețe este sănătatea omului, sănătatea animală și sănătatea pământului. Iată pentru mine ce este sănătatea. Adică dacă acest cerculeț undeva a suferit unul din ele, nu putem să avem sănătatea asta pe pământ. Respectiv, dacă ne-am bătut joc, eu vorbesc acum la general, că niciunul nu e mai bun ca altul, ne-am bătut joc de animale, de pământ, de noi singuri, fiindcă omul își bate joc de el singur. Eu mi-am bătut joc de organismul meu când eram medic rezident. De ce? Nu dormeam, nu mâncam, așa era situația. Eu nu pot să învinuiesc pe cineva acum. Nimeni nu este vinovat. Nici specialitatea, nici universitatea, nici spitalul. A fost dorința mea proprie și eu mi-am asumat riscurile. Fiecare e responsabil de el până la urmă. Păi asta. Și acum, dacă noi nu avem grijă de toți acești factori, cum ai să te aștepți de careva sănătate? E imposibil. Nu trebuie să învinuim pe nimeni. Într-adevăr, teorii conspiraționiste apar și sunt tare multe. Important este să... Să fii sănătoși. Da, oamenii cu care într-adevăr au ce spune și specialiștii și să urmăm aceste recomandări. Știi cum se spune că cel informat este cel înarmat până la urmă? Da, noi putem să ascultăm. Uite, mie îmi place să ascult o grămadă de chestii. Mereu toată ziua ascult ceva, nu e numai legat de medicină. Fie de orice domeniu, așa sunt eu curioasă. Eu pot să fiu informată, dar chestia asta nu trebuie să-mi provoace stres. Nu înseamnă că dacă am ascultat ceva, să încep urmă să rup părul din cap că, Doamne, uite ce au spus, adică ce conspirații fac și nu pot dormi la noapte. Nu, eu ascult fiindcă vreau să fiu interesat, adică informată, dar nu înseamnă că asta îmi provoacă stres. Iată diferența. Corect, într-adevăr. Rocket Conference în acest an este susținut și de cei de la UNICEF, care pledează întotdeauna pentru sănătatea copilului, pentru sănătatea întregii familii, parte din, da? Vei transmite și tu careva mesaje pe care le promovează și UNICEF. Care ar fi acestea sau unde rezonați voi în mesajele pe care le vei aduce la Rocket? Bine, adică ce legat de UNICEF, desigur că respect foarte mult activitatea care au și cât de, spun așa, cât de responsabil, da, și au atribuit funcția. Într-adevăr, cât de bine își fac lucrurile. Da, nu, lucrează foarte mult și mesaje, adică știi cum toată politica asta care o spunem, da, politica în ghilimele vorbesc, politici de informare și de susținere a populației, dar sunt geniale și îmi place foarte mult cum lucrează.
Pentru mine ce e important și ce le spun și la pacienții mei. Și am menționat chestia asta și în prezentare, adică îi spun chiar prima de la ce m-am pornit, să fim informați corect. Adică dacă vrei să te informezi, fii bun și te informezi din site-uri care sunt, cum să spun eu, așa, din surse sigure și care sunt susținuți în careva mod legal, medical, adică au un suport și au informații sigure. Asta e important. Când tu vrei să te informezi cumva, intri pe site. Și când mi se spunea, dar știți că am citit acolo, nu mă interesează. Eu, de exemplu, am două site-uri de unde mă informez sau de unde mă actualizez. Adică, bine, trei, să zicem așa, da? Și e legat de Organizația Mondială a Sănătății, e legat de UNICEF și este legat de ce e legat statistica mondială acum care se face în state, doar pentru informația asta pur statistică, știi, cât sunt bolnavi, cât s-au decedat, etc. Da, da, da. Adică, da, cu ăștia la Hopkins. Dar chestia e că asta și menționez, în principiu, mesajele, spunem, măsurile sau măsurile de protecție care ar trebui să le aibă populația, desigur îmi place foarte mult cum sunt redate, sunt foarte clari, știi cum, scurt, clar și cuprinzător. Asta e important, că noi nu prea avem acum foarte mult timp de, adică fiecare e cu activitățile lor și ce îmi place că ei sunt foarte concreți. Da? Așa că chiar le mulțumesc foarte mult pentru ceea ce fac și e foarte important când avem genul ăsta de organizații care își asumă responsabilitatea, iarăși zic, fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea lui și își fac lucrul atât de bine. Într-adevăr, ai avut pacienți care au venit cu suspecție de COVID la tine, Andrei, pentru că e viața ta în pericol până la urmă, riscând cu activitatea pe care o ai. Cum ai reacționat în acele cazuri? În primul rând, nu-mi place să spun niciodată în ce nu s-a întâmplat că viața mea este în pericol, nu consider asta. Doar Dumnezeu poate fi responsabil de așa, să-și permită așa chestie. Așa că vă doresc și vouă să nu spuneți. Adică, da, noi ne dăm seama ca medici ce responsabilitate avem, adică în careva mod, știi cum, atribuțiile care ni le luăm. Da, am avut pacienți care nu numai s-a suspectat, dar și respectiv au fost și purtători de COVID și au făcut COVID. Comunic cu ei foarte bine, eu mențin distanța socială în momentul când îi examinez, adică îmi respect măsurile mele de protecție, dar iarăși încerc să lucrez foarte mult la capitolul sănătatea mea fizică. Da, ca să fiu eu puternică față de, da, îmi mențin, hai să spunem așa, am grijă de sistemul meu imunitar. Și din această cauză, ce să spun, nu știu, noi putem doar unica ce să facem, să respectăm careva măsuri, care în principiu le respectăm mereu. Vezi că suntem în contact mereu cu ceva, adică dacă consulți câte 20-30 de oameni pe zi care toți sunt bolnavi și fiecare are bacteria și virusul lui, atunci care va mori... Orice, nu doar COVID. Păi da, da, de asta și spun, adică nu e concret, adică noi în careva mod mereu ne atârnăm față de pacienți ca cineva care în mod presupus poate să ne transmită ceva, da? Și atunci noi ne protejăm, fiindcă în momentul când facem careva proceduri chirurgicale sau cât de cât invazive, trebuie să ne gândim că poate fi hepatită, că poate fi SIDA, că poate fi sifilis, cu toate că ei, de exemplu, spun că n-au sau semnează că nu au, nu înseamnă că nu au, adică până nu-l testezi și ne-ai văzut, nu poți să știi. Și din cauza asta, noi oricum avem chestia asta că trebuie să fim protejați și pentru noi orice persoană poate fi pericol, da? Așa că în careva mod, nu știu, nu pot să spun că s-a schimbat ceva în activitatea mea, e absolut același lucru. Complementar, perioada asta cât stă acasă toată lumea, pentru că am văzut și anumite date statistice, că iată crește riscul de alte maladii, infectări, deoarece nu s-au făcut vaccinări, sau crește riscul de violență domestică, doamne, că vezi bine toată lumea stă acasă și toți sprinși între patru pereți și uneori mai sare de pe fix. Cantara. Psihologia, țandăra, da, toate. Ce riscuri complementare pentru perioada asta cât stăm noi acasă vede concret un medic ORL? Știi cum, în perioada asta de criză n-aș spune că m-aș atârna față tot ce se întâmplă ca un medic ORL, că aici deja nu e legat de specialitate. O văd ca medic, fiindcă în primul rând eu sunt medic. În al doilea rând, cred că în primul rând sunt om și pe urmă sunt medic. Absolut, da. Respectiv văd chestia asta prin prisma omeniei mele,
și prin prisma specialității mele de medic, nu concret de medic curelist. Ce pot să-ți spun? Că îmi pare foarte rău că se întâmplă aceste lucruri, mai ales ce e legat de violență. Îmi pare foarte rău că oamenii acum, în loc să încearcă să găsească careva, știi cum, chestii pozitive din tot ce se întâmplă, le sare țandăra. Înseamnă că în careva mod aici și este partea slabă a acelor persoane și ar trebui să se lucreze la acest capitol. Și dacă înainte eu mereu am bătut ținta, cum s-ar spune, când le ziceam le spun la anumite categorie de pacienți ai mei, cam la majoritatea. Da. Că dacă aveți probleme, trebuie să discutați, trebuie să aveți psihoterapeut, trebuie să vă adresați la medic, măcar și la preot, nu contează în ce credeți și cum vedeți voi liniștea sau statutul vostru psihoemoțional sau balanța asta internă, da? Cine adică mie să vă ajută la acela? Corect, la acela te duci și mergi și vorbești. Dar așa când fiecare îi pare că se poate clarifica cu el singur și ceea ce se întâmplă e normal sau adică aici aducem noi, știi, poate chiar noi ca societate în Republica Moldova avem puțin, nu știu de ce, un soi de rețineri la capitolul de a discuta cu un psihoterapeut. Mi se pare asta extrem de normal. Bine, eu și-am fost puțin educată în altă țară o bună parte din viața mea și acolo era și normal, adică să mergi la școală și dacă este nevoie să mergi la psiholog. Și asta nu era rușine și asta e și normal. Și am continuat să o fac fiind în Republica Moldova. Fiindcă fiecare om, mai ales, nu știu, eu ca medic, mereu am spus că nouă medicii la toți ne trebuie psiholog, că dacă nu mai poți să faci activitatea normal. Da, fiindcă noi suntem un fel de scut, știi? Adică oamenii vin bolnavi la tine, fiecare îi pare că e mai bolnav decât altul și problema lui e cea mai mare. Da, pentru fiecare om problema asta e cea mai mare, dar nu înseamnă că într-adevăr este cea mai mare. Problema că suferă medicul de fiecare dată când, știi cum, primești informația asta și trebuie să devenim noi cât de cât mai neutrali, dar în același timp să le rezolvăm problemele. Și, în general, oamenii care lucrează cu oameni ar trebui să se ajute cu altcineva, fiindcă câteodată noi nu putem. Deci nu putem. Și acum, în perioada asta de criză, unde s-a atacat cu o grămadă de informație, care pe unde e veridică, pe unde nu prea, deloc, părțele, practic, exact. Atunci e și normal, săracul sistem nervos, efectiv nu mai rezistă. E o chestie normală. Aici deja depinde fiecare cum iese din situația asta. Și chiar recomand, cei care au problema asta, prima ce face, psiholog, psihoterapeut, de ce fac chestia asta, de ce reacționez așa? Fiindcă aici știi cum, limita e foarte subțirică. Nu știi niciodată cui poți să-i faci un rău. Și e foarte rău când tu trăind acasă cu familia ta, să le faci rău la cei din jur, până la urmă ei sunt cei care te iubesc cei mai tare și o să fie cu tine până la sfârșit. Dacă nu-i respecti, o să te lepede și atunci asta e cam trist. Și faptul că spun că crește rata divorțurilor, bine, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău, fiindcă dacă până acum n-ai știut cine trăiești în casă sau nu vă puteți acum ajuta în așa momente, asta înseamnă că la bine și la rău nu se potrivește fraza. Da, da, da. Și am avut asta la tema asta. Da, da, adică știi cum, ca medic unic, într-adevăr ce pot să spun și să recomand la oameni, chiar luați foarte serios treaba asta, sunt o grămadă de psihologi acum care își fac treaba foarte bine, consultă pe online, acum nu-i complicat, ți-ai pus cu tine, am și cu tine. Adică eu pot să fiu un alt capăt a pământului și să-mi consult psihologul în Moldova, nu contează. Dar adică ar fi bine chestia asta de făcut. Și desigur, să vă găsiți careva ocupații care vă relaxează sau vă eliberează sistemul nervos central. Adică fie asta că vrei să citești o carte, fie că vrei să faci yoga, fie că vrei să vorbești cu prietena ta cea mai bună, fie că vrei să sedești, nu știu, să strângi floricele din pădure, din ogradă. Adică careva activități care vă provoacă o relaxare mentală și sufletească. Fiindcă dacă tot stăm cu telefonul în mână și tot știm ce este scris pe Facebook și pe toate rețelele socializare, nu ajungem foarte departe. Asta deja e demonstrat. Într-adevăr. Lucia, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția asta. Nu te rețin mai mult, bănuiesc, mai sunt și pacienți, mai este și viață privată. Este, Doamne, ești tu un copil care, și o familie care vrea atenția ta. Așa și este. Mersi din suflet. Spor mare la Rocket pentru mersi. Când e comunicarea ta? Pe 8 sau pe 9? Pe data de 9 mai. 9 mai, din câte am zis, la 7 seara, adică așa e preventiv.
De ziua Europei. Da. Să fie lumea conectată pe Rocket Conference 2020, pe Facebook, pe toate dispozitivele posibile și imposibile, o să puteți vedea această conferință. Fiți conectați, dați going la eveniment sau interest cel puțin și o să vă vină notificări cu siguranță. Iar noi abia așteptăm să auzim și comunicarea ta din cadrul conferinței. Mulțumesc foarte mult, Nadia, mersi pentru discuția care am avut-o. Chiar știi cum întrebările astea mereu pentru mine sunt, cum spui tu, tot e un fel de provocare, așa, știi, să mai discutăm la aceste teme. Așa că îți mulțumesc și ție și ne auzim. Cu drag mai facem asemenea discuții și pe alte teme mai înguste, de ce nu? Aveam și eu niște întrebări, așa că te sun după ca să vedem când vin la o consultație cu băiețelul cel mai mare. Cu mare drag. Să știi că îți provocare. Acum, provocarea mea o să fie cum să opresc acest live, pentru că nu o să dau detalii, dar de asta n-am putut să vă dau niciun text pe parcursul live-ului. De pornit, ne-am pornit mai departe, da. Dar cum o oprim? Acum e challenging. Da. Acuși încercăm să facem și asta. Spor mare, pozitivism, mulțumesc foarte mult pentru gândurile bune și așa să fie, să reușim în toate. Cu Doamne ajută, o zi bună și ție. Pa, pa! Pa!